Casa de Cultură Traian Grozăvescu Lugoj organizează în premieră proiectul Vestitorii Primăverii. Acest eveniment inedit se desfășoară în două etape. În perioada 29 februarie-2 martie, în piața Iosif Constantin Drăgan vor avea loc evenimente artistice, dar și meșteșugărești menite să promoveze și să susțină artizanii, meșteșugarii și artiștii locali. În cadrul proiectului vor avea loc activități specifice actului comercial cu obiecte artistice decorative, dar și celebrele mărțișoare. Vor susține activități coreografice copiii ansamblului folcloric Lugojana, dar și copiii școlii de dans Infinity Arts din Lugoj, precum și ateliere tematice educative. De asemenea, tot în cadrul proiectului Vestitorii Primăverii, vom avea activități dedicate lugojenilor, de această dată în sala de spectacole a Teatrului Municipal, respectiv în data de 7 martie, începând cu ora 18:30, Școala de Dans Infinity Arts desfășoară un spectacol de dans electrizant, urmat de un concert de muzică folk, începând cu ora 19:30, cu interpreții Marius Bațu și Vasile Gondoci. În data de 8 martie, la ora 15, spectacolul va fi deschis cu un recital de pian, susținut de către tânăra lugojeancă Patricia Roșca, acompaniată la clarinet de Andrei Cosma. Evenimentul se continuă începând cu ora 17:30, în compania tinerilor talente ale ansamblului folcloric Lugojana. Invitații speciali vor fi Ramona Ilieș Drăgan, Darius Cojocaru, dar și celebrul interpret bănățean Petrică Miulescu-Irimică. Accesul la aceste evenimente este gratuit.